multă energie în această dimineață în platoul Tezaur TV, de la nimeni altul decât Mișa Grosu. Te salut cu mare drag și bine ai revenit! Bine v-am regăsit în acest platou. De fapt, aici n-ai mai fost. Da, este pentru prima dată în acest platou și chiar este fantastic. Mulțumim, ne bucurăm și mulțumim că ai dat curs invitației noastre, pentru că știm că ești în goana asta a pregătirilor pentru evenimentele care urmează. Da, este un program foarte, foarte acum încărcat, să zic așa, dar asta mă bucur foarte mult, că este activitate și activitate frumoasă. Și mai ales că este dimineață. Eu bine, sunt un pic matinal și cumva m-am motivat să mă trezesc și mai dimineață ca să reușesc toate treburile. Nu, ne plac persoanele matinale. Noi, să fim sinceri, preferăm să dormim dimineața, dar nu știu, grijile cotidiene și tot ceea ce facem ne impune cumva să ieșim din zona de confort. Se zice că ești bine împăcat sau fericit atunci când ai pentru ce te trezi dimineața, ai motivație să te trezești dimineața, să mergi la servici sau la treabă și seara să ai dorințe și motivație să revii acasă. Da, asta facem și noi, ne bucurăm de tot ceea ce ni se oferă și luăm tot ce este mai frumos. Pentru început, cum să mă adresez? Mișa, Mihai? Mișa, e ok, Mișa, da? Da, e pentru că noi n-am mai avut ocazia până acum să stăm la discuții. Eu știu că toată lumea te cunoaște, îți cunoaște creația. Sper, mai ales creația, sper. Cu siguranță. Dar vreau să-mi spui, pentru că eu vreau să te cunosc mai bine, de cât timp, de la ce vârstă ești de nedespărțit cu acordeonul? Fac de la 8 ani. De la 8 ani? De la 8 ani și de atunci, bine, n-am avut pauze, să zic așa, în studii sau în a cânta, dar a durat, cred că vreo 10 ani până am început să realizez că iubesc muzica cu adevărat. Deci n-a fost poate dragoste de la prima vedere așa adevărată, deci a fost mai mult o, nu știu, dragoste platonic, să zic așa. Fiind copil, nu realizam poate că o să îndrăgesc atât de mult muzica, mai ales și acordeonul. Dar din întâmplare toate s-au aranjat așa cum trebuie să fie și cred că la 10 ani diferență, mai exact 9, da, erau 9. Când eram la Ștefan Neagă, la Colegiul de Muzică, abia prin cursul 3, abia anul 3 atunci de studii, ai simțit fluturași. A fost așa un schimb brusc într-o bună zi și am spus, am realizat că da, îmi place și iubesc și voi continua să fac asta. Și în toți acești 10 ani făceai muzică așa trebuie? Făceam muzică pentru că mi se dădea ușor, nu-mi părea ceva foarte complicat. Bine, profesorii spuneau asta, dar numeau asta talent. Eu nu realizam ce înseamnă talent atunci, doar știam că nu-mi ia mult timp să fac studiile, să-mi fac temele cum ar fi în partea muzicală, să exersez la acordeon. Undeva și îmi plăcea, dar bine că la orice copil, sunt momente când îți place, când îți displace. Da, exact. Dar dându-se mie, fiindcă mi se dădea ușor, nu facea o problemă. Bine, fac studii și mai ales că tatăl meu iubea foarte mult ceea ce fac eu. Din respect pentru el, cumva mă simțeam obligat. Și cum am spus, deja după asta a venit într-adevăr dragostea. Câte acordeoane ai schimbat până acum, Mișa? Sincer, nu am schimbat prea multe, pentru că ăsta e, cred că, al patrulea. Da, cam al patrulea. Bine, mai am câteva în colecție așa, la care nu cânt, dar sunt foarte vechi, să zic, ceea ce îmi plac foarte mult, lucrurile așa mai, care au o istorie, o legendă, să zic așa. Și doar le ai? În studio, doar așa. Le privești? Da. Ăsta l-am acordeonul de la tatăl meu, cumpărat de tatăl meu în timpul studiilor, cred că la Academie deja eram. L-am mai refăcut, l-am mai recondiționat, dar este un instrument la care cel mai mult apreciez ăsta, sunetul, deci sufletul instrumentului. Este un instrument cu suflet și asta nu e de fiecare dată întâlnit. Poți să iei acordeonul în mână, dar simți că e rece. Nu... Dar cum simți că e cu suflet? Are, bine, se leagă, din prima se leagă ceva între aceste asta instrumente. Asta presupun că voi, muzicienii, da, eu, bine, am și momente când vorbesc cu el. Din primul moment când tatăl meu l-a cumpărat și am deschis această cutie, că era într-o cutie așa din Germania adus, acordeonul, mă l-am deschis și am vorbit cu el. E ca și un copil al tău. Da, da. Și de atunci mi s-a legat o prietenie foarte bună. Sincer, am cântat pe alte acordeoane concerte, proiecte.
Și de fiecare dată se întâmpla ceva, nu era în regulă. Până, crezând că acele acordeoane cumva m-ar avantaja mai mult în concerte, însă când am revenit la acest acordeon și am hotărât să cânt cu el în concerte și tot așa mai departe, am simțit că asta trebuia asta să fie. Asta e de suflet. Da, asta da, acele vechi acordeoane despre care ne vorbeai câteva da. Clipe în urmă, le-ai primit cadou sau da, le-ai le-am procurat? Primit cadou, le-am primit, unul l-am primit cadou de la bunei, la niște prieteni cunoscuți. Două acordeoane le-am primit de la deja un prieten de meu de A, deci ai mai multe în colecție. Așa. Da, care ne fiind acordeonist, era muzician, dar ne fiind acordeonist, cumva mi-a spus, uite, am două acordeoane care și-s vechi de la străbunelul, nu știu. Fain. Dacă vrei și te interesează, bine, ele nu erau în stare să cânte, dar dacă te interesează, poți să le dau și le-am luat cu mare drag. Deci, acum să știe toată lumea, când vrea cineva să te surprindă frumos, acordeoane vechi. Ar fi fantastic. Și tu peste tot mergi cu acordeonul? Peste tot. Chiar și în, bine, în vacanțe sau în călătorii. Câte țări a călătorit acordeonul ăsta? Cât a călătorit? Mult? Foarte mult. Sincer, nu mi-aduc aminte acum, dacă aș face o retrospectivă. Cred că, practic, toate țările europene, practic. Wow! Și alte țări din partea asiatică și tot așa. Și câte kilograme are acordeonul ăsta? A meu cred că are în jur de până în 13. Mai, poate un pic mai puțin. Un acordeon normal în jur de 13 și plus. Deci, te-ai obișnuit mereu așa cu el? Sincer, când cineva îmi spune, uite, da, să te ajut să-ți iau ceva instrumentul, anume instrumentul nu-l dau niciodată, pentru că știu doar eu sau, bine, poate știi și altcineva cum trebuie de dus corect sau... Dar eu prefer să fie la mine în mână, să-l știu că este. Să-l mânuiești așa. Să fie în siguranță, da. În moment când se întâmplă ceva, bine, dau vina pe mine, că eu l-a. Dar când face altcineva, cred că ar fi foarte... Parcă ți-e mai supărător. Da, sigur. Bun, Mișa, hai să le spunem și celor de acasă. De ce cânti desculț? Da, când desculț pentru că... A fost o din întâmplare, deci multe momente sunt așa, sunt întâmplătoare, așa. Care pe parcurs devin ceva normal. Eram la un festival în Germania, am cântat într-un festival cu muzică de frecvențe înalte. Erau vorba și de mantre și de mai multe muzică chiar folclorică și de a noastră refăcută. Deci, am cântat într-un costum ușor indian, să zic așa. Iar așa am hotărât atunci pe moment, pentru că mi-a plăcut foarte mult cultura aceasta. Să veni inspirația. Da. Când am ajuns la încălțăminte, am realizat că nu am ce să mă încalț ca să fie bine. Potrivit. Să dea bine în scenă, da. Atunci am hotărât, hai să încerc discut să cânt. Mai ales că și muzica predispunea la această stare. Am cântat, am trăit niște stări și emoții care cumva m-au desprins de realitate. A fost prima experiență, bine, am mai fost în stări de genul ăsta, dar nu așa de profund. Aici am simțit niște stări care chiar nu le-am mai simțit niciodată până atunci și am zis, hai să mai încerc și altă dată, poate a fost o întâmplare doar. Am mai încercat și la alte concerte, apoi la același tip de festival în Mauritius am fost, la fel am cântat desculț. Deci s-au legat niște chestii care am realizat că... după aceste momente, că nu mai pot cânta încălțat. Oh. Deci, în moment și când încălțat, nu că este superficial, dar parcă nu am până la urmă conexiunea care am nevoie eu ca să transmit ceva. Da, e ceva neobișnuit, trebuie să recunoaștem. Da, observ și eu poate reacțiile la mulți. Pentru mine asta a devenit așa de natural și de bine. Mă simt așa de bine pentru că nu văd altă variantă, să zic așa. Mai cânt și încălțat, recunosc, cânt mai încălțat, sunt. Dar sincer, trebuie foarte mult să mă gândesc, să mă concentrez ca să găsesc starea aceea de bine ca să pot transmite ceva. Pentru că prin muzica asta și vreau să fac, să transmit ceva, nu să impresionez sau să... Dar nu ți-a fost frică de ce vor spune oamenii? Nu mi-a fost frică, am mai primit și bine... Ai primit și hate? Da, a fost. E normal. Că am ieșit și pe scene foarte mari, să zic așa, desculți. Am ieșit și la evenimente private, desculți. La un eveniment, prima dată și am zis atunci ultima, am fost rugat să mă încalz. Bine, a revenit de ce? Că
eu fiind discurs, cu cine mai cântam, am zis, hai să cântăm și noi discurs. Uh-huh. Și s-au descălțat toți. Și în momentul ăsta a venit, după două piese, a venit organizatorul evenimentului uh-huh. și a zis, suntem rugați să vă transmitem de la cei mei de sus să vă uh-huh. încălțați. Și am spus că bine, asta e ceea ce pot eu face mai bine, să cânt și anume discurs. Și a spus că da, vă înțelegem, dar asta e. Cu toate că chiar și am menționat înainte de eveniment, când dau seama și menționez, uite, eu când discut, nu e o problemă. Da, nu e o problemă. Uh-huh. În timpul evenimentului s-a schimbat planurile și am spus că am acceptat, dar am spus că asta e prima și ultima dată, pentru că ultima dată m-a referit tot ce că dacă o să mai fiu rugat să mă încalț, am că nu rezonăm cu ideile. Cu ideile, cu cei care organizează și atunci o să trebuiască să rupim relațiile, uh-huh. să zic așa. Important, cred eu, ca tu să te simți bine și să transmiți tot ceea ce îți propui. Pentru că, așa cum spuneai ceva mai devreme, tu de fapt îți propui să transmiți un mesaj prin muzica. Da, asta este, eu așa cred că este, așa am fost învățat, poate, de cel mai bun profesor care am avut parte și în Republica Moldova, un profesor de acordeon, Boris Dolinski. Nu e greșit sau nu e păcat să greșești niște note tehnici. Uh-huh. E păcat să nu transmiți nimic prin această muzică. Și asta vreau să fac. Deci nu mă focusez pe părți tehnice pentru a impresiona sau să virtuozitatea așa ca să... Asta trebuie să fie un must have, deci trebuie uh-huh. să posezi virtuozitatea. Dar scopul principal și ideea principală este dacă publicul a înțeles ce vrei să spui sau dacă a simțit o energie, chiar dacă nu își explică ce a simțit, dar uh-huh. cumva l-ai atins. Și asta este scopul final. Pe noi sigur ne-ai atins cu piesele tale. Iată, în tot acest timp, deja ai înțeles ce vrea publicul să asculte de la tine? Sincer, nu. Sincer, încă nu. Nu, pentru că am încercat diferite proiecte și le mai încerc în continuare. Uh-huh. Îmi place să experimentez. Am făcut foarte multe idei și proiecte, le-am realizat concerte în nișa de jazz și le fac și în continuare. Acum, în data de 14 iunie, ne propunem să facem alt proiect, alt concept în general de muzică. Este vorba de proiectul Autietnic, în care vor fi diferite melodii, muzici în ritmuri de rock. Cu tentă foarte bine așa pătrunsă de muzică cinematică, de muzică de film. E cu motive nou, orientale, da? Folclorice, balcanice, turcești, spaniole, grecești avem. Deci pentru practic, toate gusturile. Da, și cuprindem cât mai multe etnii, muzică a multor etnii sub un singur concept, cum ar fi că muzica nu are hotare, deci nu trebuie să punem bariere muzicii și Autietnic în varianta auditivă engleză, să zicem așa, sună un fel de în afara etniilor, da, în afara da. Sau deasupra la tot ce se întâmplă când se ramifică pe etnii. Și noi vrem să transmitem prin acest proiect o muzică care să ajungă la oameni, la sufletul lor, să îi încărcăm cu energie. Asta e cel mai important. Asta și spunem de fiecare dată. Acest proiect vine să încarce oamenii cu energie curată, bună, ca mai apoi, mergând acasă, să poată da energia asta altor oameni, să-i facem mai buni. Sunteți pe ultima sută de metri cu pregătirile. Da, a rămas doar câteva zile, chiar azi mă gândeam, mai 8 zile, o săptămână, să zicem așa, fără ziua concertului, o săptămână în care încep a fierbe un pic emoțiile, pentru că, bine, suntem pregătiți, dar de fiecare dată, cât de pregătit noi n-ai fi și parcă îți pare că deții control, emoția și sufletul îți dă autenticitatea asta pentru fiecare moment pe care trebuie să-l treci. Nu știi ce te așteaptă fix în momentul respectiv. Dar oamenii mari spun că fără emoții n-am înțelege că trăim, așa că ele sunt mereu binevenite. Cine va urca pe scenă alături de tine? În concert. Ne-am propus să fie Emilia Rusu, care va veni cu piese de autor, piesele Emilia personale, Rusu, Emilia da? Rusu, voce. Natalia Țurcan, care va cânta piese grecești. Apropo, Emilia Rusu va cânta în limba sanscrită, o limbă moartă. Deci Natalia Țurcan în limba greacă. Flaut, Iacob Rotar, care bine posedă instrumentul la un nivel foarte și foarte impresionant. Și eu la acordeon, deci vom fi patru soliști pe față, să zic așa. Vom avea
un show de lumini foarte, care vor amplifica starea aceasta și va transmite și mai mult mesajul ăsta la, la public, care vrem să-l transmitem. Cum am spus, vom avea muzici de diferite stiluri, genuri contrastante, dar până la urmă tot aceasta unește sub o singură idee, că o dragoste supremă și o energie foarte curată. Frumos! Dar ce a fost cu ideea asta de, pentru acest proiect? Acest proiect noi l-am făcut, cred că în vara anului 2023, când am fost invitați la Festivalul Gustar. Și el era de mult la mine în, în gând, să zic așa. A căpătat viață doar în momentul când în familia noastră, a mea și a Violetei, a soției mele, a venit micuțul Arsenuș. Atunci am înțeles ce înseamnă să fii autietnic, deci autietnic a devenit pentru noi nu doar un proiect de muzică sau care stătea la mine în cap și se cocea, dar a devenit un mod de viață. Așa. Deci personajul autietnic este însăși micuțul Arsenuș, care îl văd eu, deschis către toată lumea, către societate, foarte curat în gânduri și în scopuri. Și care împarte bine, bunătate cu toți care, care intră în, contrast, în contact. Da, noi am prins ideea asta de fiecare dată când mergem cu el în societate. El este foarte zâmbitor și foarte deschis către toată lumea. Și ne-am gândit că așa ar trebui să fim, trebuie să învățăm multe lucruri de la ei, la copii mai ales, să fim deschiși și sinceri, sinceritate maximă în acest exact. Proiect. În fine, a venit ideea, am realizat-o încet cu încet, am mai refăcut-o, prefăcut-o, cum se întâmplă de multe ori. Am prezentat-o la Gustar, ne-am bucurat chiar de un succes care am spus că acest proiect merită să îl facem mai departe. Acum, în 14 iunie, la Artcore, acest concert va fi doar partea muzicală, să zicem așa. Nu va fi toată povestea, așa cum îi spunem noi, o poveste muzicală. Pentru că povestea ne propunem să o facem deja spre toamnă, un concert foarte mare, grandios, cu toate nu știu, scenariul care îl propunem să-l facem cu teatru. Cu foarte multe detalii. Da. Aici noi o să facem un pre-concert sau preview la, la acest proiect prin muzică doar. Noi suntem siguri că va fi un concert extraordinar, așa cum de fapt tu și împreună cu echipa cu care colaborezi reușești să ne induci în lumea muzicii. Să le reamintim celor de acasă, pe data de 14 iunie, Artcore, ora? 8:30 seara. Mai sunt bilete? Și unde le putem găsi? Bilete mai sunt, pentru că avem spațiu deschis, de data asta nu punem limită, deci anunț de fiecare dată în concerte publicul să ia bilete din timp, pentru că ne bucurăm de sold out-uri de fiecare dată, când cu o săptămână înainte, când cu două, când cu trei și chiar cu trei săptămâni a fost în decembrie, cred că la Geza, la Paris, așa, un proiect. Deci, în fine, aici mai avem locuri pentru că este un spațiu mai deschis, nu suntem foarte limitați. Oricum, de obicei, cam în aceste zile începe să se vândă biletele mai bine. Lumea își poate face planuri de a-și planifica următoarea săptămână și recomandă fiecare să se asigure cu un bilet sau două sau câte persoane vor să vină, pentru că iarăși să nu ajungem la chestia când primești telefoane, mesaje, te rog, dacă cineva refuză, dă-mi nouă biletele și tot așa mai departe. Am primit de multe ori și de fiecare dată, de fapt, la concerte și îmi pare rău când oamenii vor și nu ajung. Dar știi cum suntem noi moldovenii, cel puțin unii de noi, lăsăm totul pe ultima sută de metri. Da, eu personal când merg la concerte care mie îmi plac, spre exemplu, stihotare la staruri mari, folosesc sau este bine primit să-mi iau bilet cel puțin 3 luni înainte. Atunci, pentru că bine, ei anunță concertele cu jumătate de an înainte, poate. Și nu las niciodată așa, evident, important dacă chiar îmi place. Aici îmi dau seama că este un proiect afară, vara, va fi o stare foarte bine și atmosferă plăcută. Sigur. Oamenii o să vină, cred că pe ultima sută de metri. Important să ajungă toți care vor. Asta este scopul cel mai important. Să prindă vibe-ul care vreți voi să-l transmiteți. Va fi și muzică jazz? Vor fi elemente de jazz. Vor fi elemente. Piese direct jazz, dar avem o piesă care am denumit-o cumva, este o piesă de-a mea personală, Doina Jazz. Deci începe doina sub un acompaniment foarte așa plăcut, iarăși cu tentul ușor cinematică, după care trece pe jazz. Iacob Rotari va improviza foarte plăcut în acest stil, la flaut, în jazz. Deci deja sună interesant, jazz, la flaut, combinat cu muzică folk.
Și acordeon. Da. Lumea de la noi nu e prea obișnuită cu stilul ăsta. Sincer, chiar primele câteva concerte mi-era foarte complicat să demonstrez sau poate nu știu cum să interesez publicul, că uite la când vi dau doar afișul, acordeon și jazz. Da. Cu toate că în Europa e foarte bine văzut acest instrument în nișa aceasta. Și aici, prinde foarte bine. Aici a fost mai complicat. Acum chiar mă bucur că numărul este spectatorilor, numărul este în creștere. Și tot mai repede se vând biletele astea, demonstrează că publicul este interesat și le place stilul ăsta. Chiar mai recent am primit o recenzie plăcută pentru mine de la organizatori precum care vând biletele, care au spus că uite, am primit o recenzie de cineva, ne-a rugat să îi propunem un eveniment. Și ne-am întrebat ce stil de eveniment preferați ca să știm ce să vă propunem. Ceva dacă aveți în stilul lui Mișa Grosu, muzică de genul ăsta. Și eu am rămas foarte surprins, plăcut. Uite, lumea cumva deja a prins acest gust a poate a calității, poate a, nu știu, a sunării sau seriozitatea și atitudinea cu care facem noi muzică. Ce cred că asta pentru voi, artiștii, este cel mai frumos cadou. Da, și este cea mai frumoasă, nu știu, recenzie care îți demonstrează recompensă, da. Că fă în continuare că faci bine. Așa. Cu același sfat venim și noi pentru tine, să continui tot ceea ce faci, pentru că o faci extraordinar de bine și sperăm să ajungem și noi pe data de 14. Eu vă aștept cu mare, mare drag. Bun, și pe final de interviu, spune-ne puțin, cum e rolul de tătic? Este unul foarte frumos. Eu mă bucur foarte mult de momentul că am parte de soție foarte și foarte grijulie și responsabilă și mă lasă să fac ce pot eu mai bine să mă ocup cu partea muzicală. Dar am tot mai mare și mai des dorința să cât mai repede să revin acasă, să fiu cu ei. De fiecare dată când plec pe o zi, măcar, deci 24 de ore plec undeva, am o stare așa de dor foarte mare. Dar când deschid ușa și deja micuțul Arsenie merge singur de sinistrător și vine, aleargă spre, da, și cu un zâmbet până la urechi, asta este o stare care poate să o înțeleagă doar cine are copii și, și sunt întâlniți astfel. De cine i-a ales numele? Sincer, a fost așa, căutând prin alte nume, împreună cu Vio, eu am avut un bunel, Arsenie. Așa. Și cumva făceam glume că unul din bunei a fost Mihai și unul Arsenie. Și eu îi spuneam, hai să-l numim ca pe bunelul. Cum? Mihai. Ei, nu, tot Mihai, Mihai. Și pe urmă am zis, hai pe ca pe a doilea bunel, Arsenie. Și a urmat o pauză așa, Arsenie, bine. Frumos. Și am decis că așa, am simțit ambicia asta a fost. Și de atunci, fiind împrutică el, încă ne adresam Arsenie. Încă de atunci era Arsenie. Da. Și presupun că el e cel mai mare fan al tău. Vine la toate concertele. Obligator este cu Vio la toate concertele mele și sunt multe videouri, cred că surprinse, în care el arată cu degetul tata și aplaudă și face chestii care îmi dau seama că el realizează ce se întâmplă. Deci nu este doar un bebeluș de un an de zile, dar știe clar și vede ce se întâmplă și își dă seama. Mișa, noi îți mulțumim mult pentru că astăzi ai dat curs invitației noastre. A fost o plăcere să te avem aici la Tezaur TV. Baftă în tot ceea ce ți-ai propus, să fie un concert așa cum l-ai visat, cum l-aveai tu întipărit în minte. Cât mai mulți, nu știu, oameni care să fie acolo cu voi, cu sufletul, să simtă vibe-ul și împreună să aveți o seară de neuitat. Mulțumim, așa să fie. Eu te invit pe platou pentru că urmează să ne mai cânți în această dimineață, tot desculți, pentru că, doamnelor și domnilor, așa cum spunea și Mișa Grosu, e important ca artiștii să se simtă bine și astfel să putem primi și noi din energia lor. Rămâneți și în continuare alături de Tezaur TV, Mișa Grosu în atenția dumneavoastră, după care luăm o scurtă repriză de publicitate.